Alex, ai venit și tu? Da, să prind aici. Îi dau un fiteu așa cu Costel. Prietenul nostru Costel și zic să-i filmăm. La Baia Mare, aici, acum. El e din zonă. Exact, îl pierdem și apoi ce facem? Eu, să nu... Să nu faci spectacole, numai. Hai că-i bagă la noua. Ca așa prezentări mai rar, măi. Dar cum? Încă la liber, uite aici. Unul are 4, unul are 5 ani. Da. Am doi de Ungaria. Da, înțelege. Îți spun eu toate informațiile. Ma ta ești mai bine, nu? Da, da. Aveți de cuminți, uite. Ia, ia zblâri în scopnă. Legați, unul de altul merg. Ai nu și singur Costel. Da. Hop, hop. Fain, fain. Fain. Acum de când nu mai vine cu patru, ca da, tura trecută? Da, Rafael și blondul da? Acasă nu l-a adus. A. A vândut pe ăla lui. L-a dat pe Rafael. Cum ai, te-a lăsat inima să-l dai pe Rafael? Inima mă lasă, da orice bază. Să vină banul, nu? Că ăla era a tău mai de suflet. Calul de da. Suflet, era la domnul Costel. Dar la blond nici n-ai mai găsit perechi, vezi? Da, are domnul Sigur, numai n-am bani. Aaa, ești nacazit, bate, ce schimbate. Dar ce ți-ai mai făcut o vilă de ăștia așa săraca, mă? Costel. Bun, bun. Perechi, nu? Uite, și la măr, și la atât e perechi. Dai parte de aici, noroc la vânzare. Foarte frumos. Să vă trească. Prietenul meu. Ah, uite, prietenul nostru. Aplauze pentru Costel. E mai bun de aici? E mai bun, că nu-i soarele. Frumos, bine întreținut. Hai Costel încoace pentru premiere. În sfârșit, în sfârșit. Felicitări, Costeluș! Felicitări, felicitări!